Doamnelor și domnilor, îngăduiți-mi, înainte de toate, să mulțumesc doamnei Mariana Jipa, Organizației Brăilene a Partidului Național Liberal, tuturor celor care au contribuit la transpunerea în fapt a proiectului acestei comemorări. Orice licărire a aducerii aminte e un prilej de satisfacție chiar atunci când memoria este în fapt o rană. Cred cu tărie că ființa fiecăruia dintre noi, fragment al întregului care este societatea, e alcătuită în cea mai mare măsură din memorie. Și dacă e indispensabil să evocăm lucrurile bune, normale, ale trecutului, e cât se poate de periculos să închidem ochii asupra celor care au fost rele și anormale, pentru că astfel permitem răului și anormalului să se întoarcă și să ne cotropească din nou. Vă mărturisesc că n-am fost la Brăila decât o dată, pentru o singură zi, acum 35 de ani. Dar vă asigur că am trăit întotdeauna cu numele Brăila în auz, iar amintirile pe care atâți brăileni mi le împărtășau au sfârșit prin a deveni propriile mele amintiri. Nu mi-am cunoscut bunicul, cel a cărui moarte ați hotărât să o comemorați astăzi. Fusese arestat cu un an înainte de venirea mea pe lume. Dar am înțeles repede de la bunica mea și de la tatăl meu că pentru el, Brăila, orașul în care s-a născut și a crescut, orașul pe care l-a condus ca primar și pe care l-a reprezentat ca parlamentar, era un loc sacru, un loc care merita orice efort și orice sacrificiu. Nu știu dacă mai întâlnim în zilele noastre astfel de profunde fidelități, pe care le-am descoperit de altfel la cei mai mulți dintre brăilenii întâlniți de-a lungul vremii. Îmi închipui că orașul dumneavoastră, și dacă îmi permiteți, orașul nostru, este purtătorul unei magii afective pe care alte orașe ar putea să-i o invidieze. Mi s-a povestit mult despre Brăila fericită și prosperă a anilor dintre cele două războaie, care știa să nu-i lase deoparte pe cei aflați în nevoie. Înfăptuirile sociale ale bunicului meu în timpul mandatului său de primar, între 1922 și 1925, au stârnit două reacții paradoxale. Pe de o parte, conducerea partidului a început să-l bănuiască de inclinații socialiste. Și pe de altă parte, ilustrul Panaiti Strati, comunistul al cărui crez s-a transformat în tragedie, a primit să fie emisarul muncitorilor din port pentru a-i transmite recunoștința acestora. Prima lor întâlnire a fost punctul de plecare al unei prietenii între demnitarul de dreapta și scriitorul de stânga, uniți în credința că societatea nu trebuie să facă pe nimeni să sufere. În ce îi privește pe comuniști și chiar pe socialiști în mare măsură, acest principiu n-a depășit niciodată limitele sloganului. Pentru liberali însă, el n-a fost și nu trebuie să devină niciodată o vorbă goală. Chiar dacă propaganda adversă susține altceva, liberalismul este o politică a oamenilor pentru oameni. Cel pe care îl înlănțuiesc grijile și îl apasă nevoile nu poate fi liber. Misiunea de a-l ușura pe om de aceste poveri, de a-l elibera pentru a-i permite să trăiască mulțumit, ne revine nouă, liberalilor. Este ceea ce a înțeles bunicul meu și ceea ce a încercat să facă în măsura în care i-a fost îngăduit de durata mandatelor pe care le-a obținut. Până la desființarea sa de către regimul comunist, Partidul Național Liberal s-a străduit să îndrepte o gravă lipsă a societății românești. Fragilitatea și slaba reprezentativitate a clasei de mijloc, element esențial al oricărei națiuni. După 1990 și după revenirea lor în legalitate, liberalii s-au străduit să reia acest proiect, dar în condiții nesfârșit mai grele, căci cele 4 decenii și jumătate de dictatură au reușit să destrame țesutul social și să așeze între oameni înspăimântătoarea stabilă a neîncrederii. Înainte de război, adolescenții, tinerii care vroiau să se ridice, cum se spunea pe atunci, primeau ajutorul preoților și învățătorilor de țară, al micilor burghezi din orașele de provincie și de cele mai multe ori își atingeau scopul. Parcurgând acest drum anevoios, ei întâlneau oameni care
servindu-le drept modele intelectuale și sociale, îi ajutau să treacă pragurile dintre o clasă și alta. În România de după comunism, generozitatea față de tineri a dispărut, după cum au dispărut și modelele sociale. De la cine mai poate învăța azi, pe cine mai poate imita tânărul venit de la țară cu ambiția de a se ridica? Este, cred, o sarcină esențială a liberalilor de a face să renască vechile sisteme de solidaritate, modelele sociale, în profitul tinerilor defavorizați. Sunt lucruri, desigur, la care bunicul meu s-a gândit acum aproape 90 de ani, când s-a ocupat de repararea și înzestrarea școlilor, când a creat burse pentru tinerii brăileni care vreau să facă studii universitare, dar și când a construit locuințe ieftine pentru muncitorii din port. Sunt lucruri la care s-a gândit între 1939 și 1940, când a redactat codul funcționarilor publici, al cărui caracter democratic era excepțional pentru acea epocă. Sunt în sfârșit lucruri la care s-a gândit când în anii 40, ca președinte al uzinelor și domeniilor Reșița, a creat o sumă de facilități pentru muncitorii reșițeni și familiile lor. Toate acestea nu erau expresia unei alunecări spre socialism, ci a unui crez profund liberal. Acum foarte mulți ani, pe vremea când eram adolescent, am cunoscut prin intermediul altui brăilean, regizorul Mihai Berechet, o serie de mari nume ale teatrului românesc de altă dată. Aura Buzescu, Aurel Storin, Grigore Vasiliu Birlic, Mihai Fotino tatăl și alții. Și de la toți am auzit fraza: am jucat la Brăila în teatrul bunicului dumitale. Ei se gândeau la teatrul în care v-ați reunit astăzi. Desigur, acest lăcaș prestigios nu era al bunicului meu și nici nu era realizarea sa, dar străduința pe care și-o dădea pentru buna lui funcționare le lăsase peste decenii această amintire. În schimb, Palatul Lira, redeschis în septembrie 2010, este opera bunicului meu. Îi sunt profund recunoscător domnului dr. Nicu Teodorescu, prin ale cărui eforturi și a cărui tenacitate a fost readus la viață acest templu brăilean al muzicii. Aici, poate, aveau loc conferințele analelor pe care bunicul meu le-a inițiat în timpul mandatului său de primar și la care au participat cele mai mari personalități ale României de atunci. Mi s-a povestit că de câte ori era atacat cu violență de cineva, bunicul meu se întreba: oare ce bine i-am făcut ca să-mi vrea acum atâta rău? Binele pe care el însuși l-a făcut ca avocat, ca om politic, ca președinte al mai multor instituții bancare și industriale, a fost răsplătit cu răul suprem. După o primă detenție de 9 luni, între 1948 și 1949, la închisoarea Văcărești, a fost arestat a doua oară în noaptea de 15-6 mai 1950, celebra noapte a demnitarilor. Dus la închisoarea de la Sighet, împreună cu o parte importantă a celor care alcătuiseră elita românească, a fost supus regimului de exterminare rezervat tuturor deținuților din acel loc al ororii. În primăvara lui 1952, surprins de gardien pe când încerca să se uite pe fereastră, a fost dus în celula de pedeapsă, cunoscută sub numele Neagră, unde a fost bătut până la moarte. Astfel a fost frânt un destin pus în serviciul României și al Brăilei, un destin așezat sub semnul crezului liberal. Și în același timp o familie întreagă, cea în care abia mă născusem, devenită indezirabilă, era condamnată la ostracizare. Au trecut de atunci 59 de ani. V-ați reunit astăzi pentru a comemora acel sfârșit tragic, înjositor, nemeritat, dar și pentru a celebra viața unui om, a unui brăilean, a unui liberal, care a înțeles, potrivit unei expresii pe care vremurile noastre au uitat-o, să fie un mare servitor al statului. Peste depărtări, gândul meu și sufletul meu sunt aici, la Brăila, cu dumneavoastră. Vă mulțumesc!